Adevărat este cuvântul acesta. Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinstit, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții. Și să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mărșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani. Să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința. Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. Diaconii de asemenea trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe. Nu băutor de mult vin, nu doritor de câștig mărșav, ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Trebuie cercetați întâi și numai dacă sunt fără prihană să fie diaconi. Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. Diaconii să fie bărbați ai unei singure neveste și să știe să-și cârmuiască bine copiii și casele lor. Pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Iisus. Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. Dar dacă voi zăbovi să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului, și vă invit să rostim împreună de la ghilimele încolo, întrucât se pare că era o cântare sau un imn, sau hai să zicem un refren, o poezie pe care primii creștini o citeau sau o cunoșteau împreună. Și fără îndoială mare este taina Evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Amin. Ne rugăm lui Dumnezeu. Probabil vă aduceți aminte că anul acesta, cel puțin în ultima parte, ne-am ațintit privirile în cartea 1 Timotei. E adevărat, au fost sărbătorile care cumva au făcut să luăm o pauză din citirea și studierea acestei cărți frumoase, dar vă invit să reluăm studiul nostru din 1 Timotei, întrucât este o carte foarte bogată, e o carte practică. Cumva această carte este încapsulată în fraza să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu. Și fiecare suntem partea casei lui Dumnezeu și trebuie să știm cum să ne comportăm. În capitolul 2, dacă vă mai aduceți aminte, sau să fac exercițiul ăsta de test, cam despre ce a fost vorba. Dacă nu mai predic o dată, predic aia din capitolul 2. Ne-am uitat în capitolul 2, să nu vă întind răbdarea prea mult, ne-am uitat și am văzut ce înseamnă o spiritualitate de impact. Cum să ai impact ca spiritualitate? De data asta, în capitolul 3, uitându-ne cronologic în carte, vă invit să vedem ce înseamnă un slujitor cu impact. Acum, când citești acest capitol, primul lucru este să spui, nu e pentru noi. Este pentru o categorie limitată de slujitori, formată din diaconi și prezbiteri sau episcopi. Sunt doi termeni în Scriptură care cumva sunt mai tehnici. Acești termeni au de-a face cu anumite persoane destinate slujirii bisericești. Și în slujirea bisericească consacrată avem două categorii. O categorie de slujitori care poartă numele de diaconi, aceștia cumva au o aplecare mai aparte asupra lucrurilor administrative, dar
la fel de importantă e și slujirea spirituală a lor, însă precădere e slujirea administrativă. Și a doua categorie consacrată a bisericii este cea de presbiter sau episcop sau pastor. Sunt trei termeni interschimbabili. Acum când am citit și cred că am luat aminte la ceea ce am citit, am văzut că este vorba despre presbiter, despre diacon și aparent îi spune 90% dintre cei prezenți aici, poate chiar mai bine, nu ne încadrăm în nicio categorie. Nu suntem nici diaconi consacrați, nu suntem nici presbiteri consacrați, așa că nu-i pentru noi. Dați-mi voie însă să citim acest capitol, da, cu atenția că da, e o categorie specială căreia se adresează, dar să nu desprindem slujirea și să o înțelegem ca fiind doar pentru cei care sunt consacrați, cei care au avut în fața bisericii un act special de dedicare. Și aș vrea să vedem în dimineața aceasta că tot ceea ce se întâmplă aici ne privește și pe noi. Ceilalți care poate nu suntem consacrați ca diaconi și prezbiteri. Pentru că, plec de la următoarea afirmație, biserica vine în contra culturii lumii, care se ghidează după principiul ce pot câștiga. În general, în lume, oamenii se ghidează după principiul acesta. Ce să fac ca să meargă mai bine, să câștig mai mult, să fiu pe o scară socială mai înaltă, ca lucrurile să se îndrepte în cele din urmă spre mine. Biserica, potrivit felul în care Hristos a concentrat-o, a gândit-o, are un alt principiu. Biserica e locul în care întrebarea constantă n-ar trebui să fie ce câștig, ce mi-e bine mie, cum pot eu să mă dezvolt mai bine, ci ar trebui să plecăm cu o altă mentalitate. Ce putem oferi noi? Adică atunci când vin biserică în trupul lui Hristos, lucrarea sănătoasă a unui trup, a unei celule, este spre binele trupului, ci nici de cum spre binele unei singure celule. De aceea cred că ar trebui să înțelegem acest capitol în această dimensiune. Da, e vorba de diaconi și presbiteri, dar să nu uităm că slujirea Dumnezeu n-a încredințat-o doar diaconilor și presbiterilor. Plecând de aici, vă invit să înțelegem la ce ne cheamă Dumnezeu ca slujire. Și aș vrea să ne uităm în acest capitol și uitându-ne să vedem care sunt acele caracteristici care trebuie să te definească pe tine, cel care stai în bancă, poate n-ai consacrarea aceasta oficială, dar și pe cei care au consacrarea aceasta oficială. Pentru că hai să fim serioși, nu cred că doar diaconii și presbiterii sunt chemați la slujire. E adevărat? Păi dacă doar diaconii și presbiterii ar fi chemați la slujire, ce ne-am face fără lucrurile acestea de care nu merge întâlnirea noastră prea bine? Tocmai am terminat conferința Implicat și cu tema slujirii. Și ne-am uitat și am văzut o diversitate a slujirii. Spunea unul dintre vorbitori că odată s-a gândit el: ce ar fi dacă ar sluji în duminica respectivă doar cei care sunt plătiți pentru slujire, cum zicem noi? Că de obicei se gândește așa: păi dacă presbiterul este plătit pentru slujire, el să facă. Și atunci efectiv a pus în scenă acest scenariu și au slujit doar cei care sunt full time dedicați slujirii. Știți cum a fost? A doua oară n-ai mai vrut să mergi acolo. Nu mai are nimeni să spună un bun venit, nu mai are nimeni să deschidă stația, că presbiter nu prea știe el cu ce se mănâncă butoanele de la stație. Cât de mult ar vrea el? Nu mai are nimeni să spună un microfon și să-ți dea drumul la microfon, să te auzi ca vocea asta răgușită cât de cât să fie auzită până în spate. Cum ar fi dacă lucrurile acestea n-ar funcționa? Și v-a dat un exemplu banal de la o întâlnire doar. Că slujirea nu e doar două ore aici în biserică, e mult mai mult. Se răsfrânge dincolo de ușile bisericii. Așadar, plecăm de la acest concept, toți suntem chemați la slujire. Dar în ce fel? Și dați-mi voie să ne uităm în textul Scripturii să vedem câteva ingrediente care trebuie să fie în dreptul fiecăruia dintre noi. Întâi de toate, uitați cum începe Scriptura. Dacă râvnește cineva
să fie episcop dorește un lucru bun. Acum, fraza asta râvnește, pare că nu-i prea plăcută, nu? E un fel de arhaism, râvni. A râvni cumva pare că este așa o tentă egoistă, o tentă nepotrivită să râvnești. Ați râvni la vreo mâncare? N-ați râvnit. Da? Acum, a râvni, pare că nu-i potrivit să râvnești. Dar cuvântul nu are tentă negativă aici. Apostolul Pavel spune, măi, dacă râvnești la episcop, e ceva rău. Și uitați ce zice, dacă îți dorești cu ardoare, dacă vrei lucrul acesta, este bine. Este bine. Și aici aș vrea să înțelegem întâi de toate, că da, Hristos ne-a chemat la mântuire. Uitați ce a zis El. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Dar nu-i punct. Cum continuă? Și luați jugul meu asupra voastră. Hristos are două chemări pentru fiecare dintre noi. Este o chemare la mântuire, mă cheamă la mântuire. Dar Hristos nu spune, te-am mântuit, acum stai frumos în bancă, acum stai liniștit pe pământul acesta până ajungi în cer și nu mai faci nimic. Întotdeauna chemarea lui Hristos e duală. Mă cheamă la mântuire și mă cheamă la slujire. Dar, deși este o chemare, am zice noi, cumva împins spre slujire, este și un consimțământ în spate. Dacă râvnește cineva, e bine. Slujirea trebuie să vină și din dorința ta. Pentru că dacă nu o faci din dorința ta, în cele din urmă va fi o corvoadă. Va fi ceva împovărător, ceva care n-are valoare pentru tine și nici pentru alții. Dați-mi voie să trec acum în tagma prezbiterilor. Dragi frați și surori, mă îngrijorează la maxim viitorul în privința prezbiterilor. Sunt tot mai puțini care vor să slujească. Sunt tot mai puțini care vor să intre dedicat full-time în slujire. În urmă cu 21 de ani, pare mi se, dacă nu greșesc bine, am terminat seminarul. A fost ultimul an în care mai era concurență la seminar. De atunci, puțin mai vor slujirea. Statisticile sunt înfiorătoare. Citeam statisticile grupului Barna, care se ocupă de analiza bisericilor și lucrurilor creștine din America, în 2017. Lucrurile sunt mai grave acum. Undeva la 30% din cei care au intrat în slujire au renunțat din slujire. Mai mult, n-ai din spate oameni care să vină. Nu ai slujitor pe garduri să alegi tu cum vrei, când vrei. Și tot felul de dorințe în ultima vreme nesănătoase. Știți câți slujitori sunt la București și la Oradea? Extrem de puțini. Care vor asta? Și pare că în ultima vreme nu mai e dorința asta, nu mai e consimțământul ăsta să te dedici lucrării. N-am să intru în dimineața aceasta să analizez motivele, că sunt multe. Și dintr-o parte și din alta se fac greșeli. Dar cred că internetul nu ne face bine. Deși sunt un militant al transmiterii Evangheliei pe internet. Însă am început să devenim mofturoși. Vă dau un exemplu. Cu ceva timp în urmă, în jurul bisericii noastre, într-o comunitate, într-un sadin, n-o să zic unde, încercam să trimitem slujitori să slujească. Și o comunitate măruntă, câțiva oameni, au început să ne spună, frate, nu ne mai trimite pe ăsta. Nu ne mai trimite nici pe ăsta. Adică numai doi sau trei sunt potriviți. De ce? Păi am început să devin mofturoși. Nu ne mai place X sau Y. Pentru că nu e așa, ne luăm hrana de pe internet când vrem. Și dacă nu-ți place ce ai auzit acum, dai drumul pe internet și îți alegi o 2-3 vorbitori care sunt corecți, buni, dar cumva ăștia la azi nu mai au loc de creștere. Nu mai pot să crească. Și atunci te gândești, la ce bun? Numai luna aceasta, doi slujitori din zona Sibiului au renunțat. Se spune că sunt meserii foarte căutate. Cred că meseria de pastor e pe cale de dispariție în ultima vreme și va fi o meserie căutată. Dar nu o luați ca o meserie, pentru că nu vorbim de o meserie, vorbim de o chemare.
Dar chemarea asta trebuie să vină în urma unui consimțământ. Spuneam că sunt multe motive și da, nu o să intru în ele. Spunea cineva, zice, mă, eu vreau să slujesc pe Dumnezeu, dar ce rost are să mă cert cu toți? Că ori început oamenii să devină mofturoși, că nu ne mai place așa, nu ne mai place așa. Îl slujesc pe Dumnezeu, dar din bancă. Vedeți ce zice Scriptura aici? Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Și dragi frați și surori, când vedeți pe cineva că slujește, poate o face stângaci la început. Poate nu-i cel mai bun, în diferite funcții, nu deapărat de episcop. Nu-i tăiați aripile. Nu te du la cineva care a slujit în față. Și da, poate n-a făcut-o bine, poate n-a făcut-o înțelept. Nu te du prima dată și zici, ce rău ai cântat. Ce rău ai predicat. Ce rău ai făcut slujirea respectivă. Oricum, slujitorii sunt pe cale de dispariție full-time. Dacă și noi contribuim la asta, cine mai revnește atunci? Așa că întâi de toate ce zice apostolul Pavel, dacă dorește cineva, râvnește un lucru bun. Ai pe inimă lucrul acesta și când vezi oameni care încep să slujească, mai ales tineri, ce bine ar fi tu ca om în vârstă, cu experiență, să-l iei pe lângă tine să spui, mă rog pentru tine. Și uite, stau la dispoziție din experiența mea să spun cu tare lucru sau cu tare lucru și să-l încurajez pentru slujire, să-l motivez pentru slujire. O, câte gafe n-am făcut eu în slujirea mea și cred că voi mai face. Dar ce bine a fost când cineva a venit și a stat lângă mine și m-a încurajat. Mi-aduc aminte prima dată când am dat un îndemn la rugăciune la tineret. Pe românește, am dat-o în bară. M-am uitat și am zis, unde-i ușa? Și efectiv așa am făcut. Am dat îndemnul și am țâșnit-o de pe ușa afară. Eram adolescent. Și a doua oară nu mă mai prinde nimeni aici. Dar ce bine a fost că cineva a zis, măi, ce bine ai zis. Sau mulțumesc că ai spus lucrul respectiv. Dacă nici măcar nu a zis bine ca să nu-l minți, că toate e bine să nu-l minți, fii om. Dar măcar să zici, uite, stau lângă tine, mă rog pentru tine și te pot ajuta. Sau mulțumesc că ai încercat să slujești. Fraților, când cineva slujește, dacă nu poți face nimic altceva, fă două lucruri. Unu, roagă-te pentru el. Și spune la final, mulțumesc pentru slujire. Este o biserică, pentru mine, model, în Sibiu. De fiecare dată când merg la biserica respectivă, la final, nu știu, cred că e învățat pe toți sunt la fel. Toți vin la final și le mulțumim pentru slujire, mulțumim pentru predică. Și nu cred eu că am predicat nu știu ce diferit. Dar oare cum ar fi să transformăm și noi cultura asta la noi? În care vezi pe cineva că face ceva, că slujește la stație, că slujește la video, că slujește la ușă, că slujește la numărat banii, la colectă, când o grămadă de alte lucruri și îți spui mulțumesc pentru slujirea ta. Ce mult ar conta pentru cei care cântă, pentru cei care cântă la cor, pentru cei care merg pe sate și nu-i vede nimeni, pentru cei care slujește la oameni în vârstă și nu vede nimeni. Spune-le un mulțumesc, pentru că nu e așa. Atât de greu e în ultima vreme să ai consimțământul voluntar, statistic vorbind. Apoi, ce zice apostolul Pavel, dincolo de acest consimțământ voluntar, dacă râvnește cineva, vine și spune în versetul 6, să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Adică să fie un convertit. Și aici, mare atenție! Slujirea nu trebuie să preceadă convertirea. Adică, o slujire autentică este o slujire care izvorăște dintr-o relație cu Hristos. S-a citit la rugăciune textul în care apostolul Petru este într-un dialog cu Domnul Iisus. Și uitați-vă la dialogul lui cu atenție. Ce îl întreabă Domnul? Că tocmai a fost citit textul. Ce îl întreabă? Mă iubești? Și apoi ce zice? Slujește. Mă iubești? Slujește. Mă iubești? Slujește. Adică păzește oițele mele, oile mele și așa mai departe. Pentru că trebuie să înțelegem, slujirea se naște din convertire. Altfel, pe cine slujesc? Știți care e tragedia? S-ar prea putea ca în eternitate să fie oameni care au slujit. Uitați ce zice Scriptura, că la un moment dat, în eternitate la judecată, Domnul se uită la anumiți oameni care vor spune, Doamne,
Și uitați-vă ce slujire acolo. Nu slujiri de-astea de simple, am zice noi. Ce-au făcut? N-am scos noi? Câți dintre dumneavoastră a scos draci? Niciunul? Nu e o slujire simplă asta, nu? Mai ziceți, ce-au făcut? Cum? Au făcut minuni. Minuni, câți ați făcut minuni? Deci niște slujiri incredibil de mari, mărețe. Și ce le zice Domnul? Niciodată nu v-am cunoscut. Vedeți, s-ar putea să faci o grămadă de slujiri. S-ar putea să fie implicat în cântare. S-ar putea să fie unul implicat chiar în predicare. S-ar putea să fie implicat chiar în mersul pe sate. S-ar putea să spui Evanghelia în mod constant la alții. S-ar putea să faci lucruri mărețe. Dar dacă ele nu vin în urma convertirii, tragedia e maximă. Pentru că apostolul Pavel vine și spune răspicat slujirea consacrată, uitați-vă accentul, să fie întors la Dumnezeu și apoi să slujească. Nu merge invers. Dacă n-ai o relație cu Hristos, slujirea ta este activism religios. Înainte ca Domnul Iisus să încredințeze lui Petru oițele, oile, adică biserica lui de păstorit, Hristos a asigurat că inima lui Petru e către el. Pentru că dacă ai inima către Domnul și slujirea va fi cu inima, altfel va fi corvodă. Așa că întâi de toate, asigură-te că tu ai o relație cu Domnul. De acolo pleacă slujirea. Și da, când e vorba de slujirea consacrată, trebuie să fie ceva timp trecut. Pentru că da, spune Biblia și dacă am fost atenți în 1 Timotei, de câte ori spune, îi diavolul pe fază când slujești. De vreo două ori apare expresia osânda diavolului, cursa diavolului, e acolo. Pentru că diavolul are de-a face cu cei care sunt în slujire. Și cele mai mari atacuri nu se dau la cei care stau liniștiți, că ăștia oricum nu fac nimic. Cele mai mari atacuri știți unde se dau? La cei care sunt în prima linie. Pentru că diavolul acolo caută și de câte ori spune aici Pavel, osânda diavolului, cursa diavolului. Un coleg de-al meu era în seminar, mergea cu trenul. Și la un moment dat s-a întâlnit cu un tânăr cu care a început un dialog. Și în urma dialogului, colegul meu l-a dorit să-i ofere ceva, un biscuit, să mai schimbe două, trei vorbe și să aibă ceva în față. Și el a zis, nu, mulțumesc, nu mănânc astăzi, postesc. Acum, rar îți este dat să vezi un tânăr care postește. Și colegul meu a zis, felicitări, extraordinar. Zice, dar pentru ce postești? Și până la urmă el, tânărul respectiv, a mărturisit și a spus, uite, eu sunt satanist. Și postesc pentru două lucruri. Ca familiile creștinilor să fie destrămate și slujitorii creștini atacați. Ei, e o experiență pe care colegul meu a avut-o și mi-a mărturisit-o. Dar trebuie să înțelegem un lucru. Cei care sunt în slujire sunt și vor fi atacați. Și atunci vei zice, mulțumesc, eu nu. Atunci e foarte ușor să stai în spate. Că da, n-ai atacurile respective, n-ai cursa diavolului, n-ai osânda diavolului acolo, n-ai dorința lui care să fie înaintea ta. Dar vom vedea și ce te motivează să mergi mai departe. Așadar, nu uita, slujirea reală, autentică, trebuie să izvorească dintr-o convertire autentică. Te-ai întors la Dumnezeu și după ce te-ai întors la Dumnezeu, de acolo se naște slujirea. Pentru că altfel, slujirea ce ar însemna? Să-mi câștig merite? Să-L mituiesc pe Dumnezeu cumva nici vorbă? Ci pentru că El m-a mântuit, de acolo se naște motivația slujirii mele. În al treilea rând, de multe ori, în textul din 1 Timotei 3, se așează înaintea noastră o listă de caracteristici. Și a spus următorul lucru. Pe lângă consimțământ, pe lângă convertire, slujirea presupune și caracter. Slujirea presupune și caracter. Că dacă slujesc fără caracter, eu fac o reclamă în Dumnezeului meu ca fiind un Dumnezeu care merge oricum păcălit. Și uitați de câte vor spune așa. Dar episcopul trebuie, nu e facultativ. Trebuie să fie fără prihană. Sau,
despre diaconi. Trebuie cercetați întâi și numai dacă sunt fără prihană să fie diaconi. Ce cerință grea! Dar hai să vedem cam ce presupune slujirile acestea, pentru că, repet, nu le categorisim doar pentru diaconi și prezbiteri. Pentru că, dragi frați, hai să ne întrebăm, numai ei trebuie să fie fără prihană? Numai pastorii, numai diaconii, ceilalți putem sluji oricum? Nici vorbă. Și ia uitați ce caracteristici. Le citim, 1 Timotei 3, 2 și 3. Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, și poți să dai mai departe, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții, și acum partea negativă, să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mărșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani. Acum despre diaconi. Diaconii de asemenea trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băutor de mult vin, nu doritor de câștig mărșav. Ce spune aici Apostolul Pavel? În slujire contează și caracterul. Noi transmitem de multe ori mult mai mult prin ceea ce suntem decât prin ceea ce facem. Dacă tu vrei să spui că poți sluji, dar într-un caracter defect, te înșeli. Ați auzit expresia, nu fă ce face popa, ci fă ce zice popa? Ați auzit-o? O credeți? E corectă? Nici vorbă. Cum să fie corectă? Adică popa trebuie să facă și să zică același lucru. Nu e voie să fie o discordanță între ce zic și ce sunt, între ce trăiesc și ce slujesc. Și uitați-vă câteva din caracteristicile acestea. Sunt pe două liste. Așa da și așa nu. Ce trebuie și ce nu trebuie. Care sunt acele caracteristici care trebuie urmate când slujesc și care sunt acele caracteristici care trebuie îndepărtate când slujesc. Și ai lista aceasta destul de amplă, dar să nu ne oprim la ea, că e mult mai lungă. Dar ai câteva elemente. Adică iubitor de bine, fraților, atât de important e cel care slujește să caute binele. În contrapartid încăpățânatul, atât de greu e să lucrezi cu un om încăpățânat. E incredibil de greu. El o ține pe a lui și numai lui și mai mult militează că el are adevărul absolut. Și că el de fapt trăiește după anumite principii. Da, pot fi anumite principii, dar asta nu înseamnă încăpățânare de care zice aici Pavel. Cumpătat. Extremele niciodată nu au fost bune. Și vei găsi biserici poate sau slujitori foarte vocali sau poate într-o extremă sau în alta. Cumpătarea, atât de mare preț înaintea Domnului. Drept, sfânt, înfrânat, blând. Uită-te la cele caracteristici care ar trebui să te caracterizeze și pe tine când slujești. Și evită-le alealte. Mâniosul, de datul la vin. Eu n-am prea văzut slujitori bătăuși. Aia nu slujitori acolo. Da, dar posibil să fie. Și da, cu durere spun, am auzit și eu, am citit și eu despre oameni care își făceau dreptatea în adunări generale prin bătaie. Ce slujire e aia? Ce mărturie am în fața lumii? Dar hai să nu o luăm bătăuși, pentru că da, acum trăim o altă epocă, nu mai voie nicăieri să folosești bătaia. Dar limbajul violent, dur, nu intră tot în categoria asta? La cum de câștig? Gâlcevitor. Unul care permanent, ce o zis celălalt, ce o zis celălalt, ce o zis celălalt. Atât de mult se inflamează lucrurile când ai astfel de oameni. Și unul care când aude o nevoie, un necaz, o durere, nu mai merge mai departe să spună, ci o acopere, caută să o rezolve. Nu-și găsește plăcerea în a colporta vești și discuții în stânga, în dreapta. Și fățarnic. Îndepărtează asta. Sau cu două fețe. Nu o să poposesc asupra acestor caracteristici pentru că sunt de bun simț și fiecare dintre noi cred că trebuie să le avem înaintea noastră atunci când slujim. Dar mai spune ceva. Deci când slujești, trebuie să o faci voluntar. Vrei să faci asta. Mai mult,
Când slujești, spune Apostolul Pavel, trebuie să izvorească din convertire, că te-ai întâlnit cu Hristos. Apoi că ai un caracter cristic în tine. Și da, să nu înțelegem perfecțiune, că nimeni nu-i perfect. Dar lucrăm înspre asta. Îl lăsăm pe Duhul Sfânt în noi să lucreze caracterul ăsta. Și mai e ceva. O conduită pilduitoare, spune aici Apostolul Pavel. Spune așa. Și despre diaconi și despre prezbiteri. Să-și chivernisească bine casa, familia. Și să țină copiii în supunere cu toată cuvința. Căci dacă cineva nu știe să cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Fraților, știți unde e cel mai greu de slujit? Nu aici. Aici e așa de ușor. Ai cântat, te-ai rugat. Știți unde e cel mai greu? Acasă. Testul slujirii ni-l dăm fiecare dintre noi acasă. Felul în care mă raportez la soție, felul în care mă raportez la copii, felul în care slujesc soția, copiii, felul în care modelez caracterul cristic în familie. Și testul care mă împuternicește mai apoi să slujesc public este să o întreb pe nevastă mea cum slujesc. Nu întrebați. Dar asta ar fi cel mai fidel test. Am toată libertatea, puteți să o întrebați. Dar acolo se validează slujirea mea. Pentru că iată ce zice Pavel, cum poți să slujești public dacă în casă ai falimentat? Și ce tragedie a falimentului public, falimentului intim al slujitorilor și pe scenă au succes. Nu găsesc o tragedie mai mare decât să am succes pe public, pe scenă și acasă, faliment. E cât se poate de îngrozitor lucrul ăsta. Deci sunt chemat să încep slujirea acasă. Și ajungem la câteva concluzii imediat. Că unii vor spune, dar ce să fac, cum să slujesc? Simplu, începe acasă. Dar ce să fac? Întreabă-ți nevasta și spune ea. Începe să te uiți în jurul tău, în casă, nevoile din casă și începe de acolo slujirea. Că sunt unii care sunt buni misionari. Am întâlnit cazuri de oameni care spun, eu vreau să merg misionar în Africa. Super, extraordinar, e nevoie. Dumnezeu ne-a spus asta. Dar până atunci du-te la Cașulț. A, nu. Direct în Africa. Cumva vrem să slujim public, dar n-am slujit încă acasă. Nu ne-am chivernisit casa. N-am stat acolo sub domnia lui Hristos să-L modelăm pe Hristos în casele noastre. De aceea începe din casa ta. Pentru că nu poți sluji autentic înaintea lui Hristos, public, dacă în casă ești falimentar. N-ai cum. Și apoi mai spune ceva. Nu numai în casă. Zice, trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară. Pentru ca să nu ajungă de ocară. Fraților, când cineva este foarte vocal în biserică, dar are faliment în familia lui, nu se înțelege cu nevasta, cred că ar trebui să fie mai puțin vocal în biserică. Sau cumva are tensiuni cu vecinii. Cred că slujirea ar trebui să stea un pic pe pauză până se așează tensiunile cu vecinii. Pentru că n-ai cum. Tu, în casa ta sunt tensiuni, în vecinătatea ta sunt lucruri nerezolvate, dar n-am nicio problemă să slujesc public, să cânt, să mă rog, să predic. Sunt fals atunci. Sunt fals. Pentru că spune clar Scriptura, trebuie să aibă și o bună mărturie în partea celor de afară. O altă întrebare ar fi, nu pusă doar familiei, ci pusă și vecinilor. Măi, cum e Radu? Cum e Daniel? Cum e Marius? Cum e? Și acum, da, vor fi cârcotași care vor încerca să se lege de credința ta, că e pocăit, că e îngust, că e nu știu ce, dar să nu se poată lega de caracterul tău. Ce-ar spune colegul de muncă despre mine? Ce-ar spune vecinul despre mine? Ce-ar spune colegul meu despre mine? Pentru că, din nou repet, slujirea publică nu poate fi despărțită de slujirea individuală, în familie și în intimitatea colectivului meu de muncă. Mă apropiu de câteva lucruri practice. Trei atitudini care se regăsesc în ce privește slujirea. Sunt trei atitudini. O mers toate odată, așa-i? Bun. Trei atitudini în față de slujire. Prima atitudine a multora este lipsa slujirii. A doua atitudine este slujirea greșită.
Și a treia atitudine de care vorbește aici că slujește bine, este slujirea bună. Hai să le luăm pe fiecare. Ne-am uitat un pic la portretul celui care slujește, dar înainte de a vedea portretul celui care slujește, hai să vedem în ce categorie ești. Unii sunt în categoria celor care nu slujesc deloc. Și-s mulți. Din nou, dacă e să mă leg doar statistic, nu de biserica noastră, statistic. Statistica, cel puțin în Statele Unite ale Americii, conform acestui studiu Barna, este că undeva între 70 și 80% din membrii care vin la biserică nu fac nimic. Sunt consumatori de programe bisericești, sunt oameni care vin, participă, da, nu atât de des, dar destul de des, dar nu slujesc nimic. De ce? Păi au următoarele scuze. N-am timp. Ați auzit scuza asta? Frate, tu nu știi că lucrez. Tu nu știi că de dimineața până seara eu sunt plecat în slujire și când să mai am timp pentru slujire? Când să mai am timp? Că eu trebuie să plătesc ratele la bancă. Tu nu știi cum e să ai ratele la bancă. Tu nu știi cum e să-ți grijești copiii. Tu nu știi că am acum copii care trebuie hrăniți, întăriți și dați la facultate. Ăștia costă, toate astea costă. Cine îmi plătește mie toate lucrurile astea? Și atunci muncesc de dimineața până seara. Vă întreb, scuza asta stă în picioare? De ce? Vă provoc la un lucru practic. Mergeți acasă. Și cred că avem toți, cred că e rar dacă e cineva care nu are telefon. Poate numai Mati mai ridică mâna când are telefon. Restul cred că toți au telefon pe aici, da? Mergeți și uitați-vă la telefon și acolo vă spune cât stați pe el. Este o rubrică în care vă spune cât stai pe telefon, mai ales ăștia tineri. Statisticile sunt groaznice. Ia de la o parte timpul care îl petreci pe telefon sau la televizor și găsești ceva timp. Ia de la o parte din timpul pe care îl dai, îl petreci pe nimicuri și vezi cum apare timp. Și dintr-o dată găsești timp. Și vă mai întreb ceva. Pentru ce ne place, găsim timp? Totdeauna. Pentru ceea ce considerăm valoros, ne facem timp, ne punem în agendă și chiar mergem în locul respectiv. Dar oare slujirea nu e valoroasă? Sau... Frate, nu știu ce să fac. Eu nu știu să cânt. Eu nu știu să predic. Ca și cum slujirea ar fi predicare și cântare. Și atât. Frați și surori, slujirea este incredibil de variată și de vastă. Nu știi ce să faci. Uită-te la nevoile celor din jur. Întotdeauna vor fi câteva slujiri care niciodată nu se umplu de oameni. Vă dau câteva exemple. Rugăciunea. Sunt patru momente în care stai în slujirea rugăciunii. Pe săptămână. Niciodată nu se va putea spune slujirea asta este total acoperită de oameni. Nu mai avem nevoie de oameni care se roagă, să se roage. Nu mai avem. Nu știi ce să faci. Începe cu slujirea rugăciunii și stai acolo înainte lui Dumnezeu acasă sau în comunitate și roagă-te pentru nevoi, că sunt atâtea nevoi. Poate nu știi să predici, dar roagă-te pentru aia care sunt în prima linie și sunt atacați. Și stai acolo înainte lui Dumnezeu și mijlocește. Ei, vezi, zice, dar ce să fac altceva? Ok, poate nu sunt eu cu rugăciunea. Fraților, niciodată nu se va umplea lista de oameni bolnavi, necăjiți, oameni bătrâni care au nevoie de un gând bun, de o rugăciune, de un sprijin. Niciodată nu se va umple. Ieri am terminat o carte interesantă și se vorbea despre legătura asta intergenerațională și mi-a plăcut o frază, spunea scriitorul, zice, niciodată când ne mutăm într-un oraș, nu mergem într-o biserică formată doar dintr-o generație. Și el spunea, vreau să găsesc în biserica respectivă toate generațiile, copii, tineri, adolescenți, oameni în vârstă. De ce? Ca tinerii să-i vadă pe ăștia în vârstă și nevoile lor. Și să relaționeze cu ei. Și cei în vârstă să se uită la tineri și să-i facă asemenea copiilor lor și să-i crească și să existe legătura asta. Nu știi ce să faci. Du-te și uite de la cineva în vârstă. Îi spune, vreau să mă rog pentru dumneavoastră. Și vezi cum încep lucrurile să lege. Tu dacă ești în vârstă, uită-te la un tânăr și spune, tinere, vreau să mă rog pentru tine. Hai la mine acasă, îți dau un ceai bun. Și începeți legăturile. Niciodată nu se va umple lista asta.
Vor fi întotdeauna nevoi de acoperit în domeniul acesta. Întotdeauna. Dar trebuie să faci pasul ăsta. Sau, de ce nu se slujește? Fraților, știți ce am observat? Cei care de regulă nu slujesc sunt cei mai buni comentatori. Dacă vrei să găsești un comentator sportiv, politic sau bisericesc, de regulă uite de la cei care stau pe bancă și nu fac nimic. Și încep și spun, și au dreptate în multe rânduri. Da, au dreptate în multe rânduri. A, nu cântat așa cum am vrut eu, nu predicat așa cum am vrut eu, nu s-a rugat așa cum am vrut eu, nu s-a făcut cu tare lucru în biserică, nu se face cu tare lucru în biserică. Și au dreptate uneori. Dar de ce n-ai face tu? Sunt de obicei oameni care vin și îți dau sfaturi. Frate, ce bine ar fi să facem asta. Știți că pe timpul comunismului erau, din câte am înțeles, oameni special dedicați cu gânduri bune. Ce bine ar fi să fie bine. Și din categoria ce bine ar fi să fie bine, venea și spunea să facem asta, să facem. Dar el când zice să facem, se înțelege să faceți. Eu v-am zis, voi faceți. Dar de ce n-ai face tu? Vezi o nevoie în biserică neacoperită. Așa e. Dar de ce n-ai face tu asta? Pentru că uitați-vă la exemplu Iosif. Iosif când este scos din închisoare, se uită și faraon îi spune lui faraon visul. Și ce zice faraon? Păi dacă tu ai descoperit nevoia asta, cine mai potrivit decât tine să o împlinească? Dacă tu te uiți la nevoile bisericii și vezi unele neacoperite, cine mai potrivit decât tine să o împlinești? E adevărat, în parteneriat cu biserica. Așadar, lipsa slujirii de multe ori este cauzată de foarte mulți comentatori. Dați la o parte comentariile. Că în Împărăția lui Dumnezeu, Hristos nu te va întreba, ai comentat bine? Nu are nevoie Hristos de comentatori. Putem oricând să găsim nod în papură, dacă vrem, oricând, la oricine. Ci hai să lucrăm împreună pentru gloria lui Hristos. Sau mai este slujirea greșită? Uitați-vă la caracteristicile acestea, că nu simple, nu ușoare. Dar este și slujirea care vine din concepția lasă, asta e românească, tipic românească. Merge și așa. Nu merge, mă, cum să nu meargă? Anumite slujiri pot merge din inerție ani de zile, fără să-ți dai seama. Anumite slujiri au un mecanism de propagare de la sine. Și s-ar putea să meargă. Nu te mai pregătești, nu te mai rogi pentru ea, nu mai pui inimă în ea și slujirile merg de la sine. Și credem că e totul bine. Dar în spate nu-i rugăciune, nu-i dedicare, nu-i muncă, nu-i excelență. Multe lucruri pot merge de la sine. Sunt unii care spun, de ce trebuie să te pregătești când predici? Lasă Duhul Sfânt să dea. Duhul Sfânt niciodată nu încurajează lenia. Și sunt foarte mulți care spun, lasă că Duhul ne va călăuzi. Duhul nu călăuzește ceea ce nu ai citit înainte din Scriptură. Că El vă va aduce aminte tot ce v-am învățat. Păi cum să-ți aduc aminte tot ce ai învățat? Că tu n-ai deschis Biblia, n-ai citit-o, n-ai studiat-o. Ce să-ți aduc aminte? De aceea Duhul Sfânt încurajează superficialitatea și cred că atunci când faci o slujire pentru Dumnezeu, fă-o de calitate. Dacă o faci așa de mântuială, o poți face de superficială. Și atunci există și categoria asta, superficialității. Facem că merge. Ești ușier. Acum de la sine lucrurile simple, le știi, de ani de zile le știi astea. Dar cum ai fi să te rogi înainte cu ușierii o jumătate de oră? Sau să zici, ok, cum aș putea face ceva în plus pentru Dumnezeu în slujirea asta? Ceva în care să se vadă dedicarea din inima ta. Și apoi mai e ceva. Slujirea compromisă? Asta e atât de parșivă și periculoasă. Să slujim, dar fără convertire. Să fie oameni care dau învățătură, care cântă, care merg pe sate, care merg la bătrâni, care se roagă poate. Dar fără o relație cu Hristos, fără caracter, fără o conduită creștină, la fel de păguboasă e slujirea asta. Și de ea am vorbit până acum. Dar dați-mi voie să mă apropiu de încheiere cu slujirea bună. Cum trebuie slujit bine? Uitați-vă cum încheie Apostolul Pavel textul acesta legat de slujirea slujitorilor. Și el vorbește așa. Versetul 15,
cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Observați, vă rog, slujirile acestea nu se fac pe persoană fizică. Nu se fac pentru cultul personalității. Noi nu slujim ca noi să ieșim în evidență. Noi nu slujim ca să spunem, băi, ce bine am cântat, ce bine am predicat, ce bine am slujit acolo la femeia aia în vârstă și nimeni nu m-a văzut, dar mi-am câștigat ceva. Se slujește prin biserică. Adică există o armonie, este o cunoaștere unii altora. Feriți-vă de trubaduri spirituali. Ăștia care călătoresc dintr-un loc în altul nu dau socoteală niciunei biserici, merg din stânga în dreapta, dar ies mari slujitori. Păi Apostolul Pavel așează slujirea în și prin biserică, nu fără biserică. Și ultimul lucru. Slujirea bună este și, cum zice el, un cuget curat. De ce slujești? Ce te motivează la slujire? Ce stă în spate, în spatele trudei? Că cred, slujirea înseamnă trudă. Cugetul bun ar trebui să fie. Și pentru că am vorbit despre slujire, aș vrea să ajung și la partea aplicativă. De ce să slujești după modelul biblic? Păi frate, când mi-ai spus că deja mulți renunță la slujire, îți și atacați oamenii care sunt în față. Pa mai mult, ai spus că uite ce cerințe mari. Păi, nu-i mai bine să stau liniștit? Nu-i mai simplu să stau eu în banca mea? Da, mă rog lui Dumnezeu. A, mai cânt. Dar de ce să o fac constant? Adică și atac, și neînțeles de oameni, și singur de multe ori, și îmi cer să fiu așa, perfect. Păi de ce să mai slujesc? Câți dintre dumneavoastră ați mai vrea pofti slujiți după modelul ăsta? Atac, singuri, conduit exemplară, câți mai vreți? De ce să mai slujești în felul ăsta? Și iată răspunsul. Tot Apostolul Pavel îl spune. Îl citim împreună. 1 Timotei 3:13. Pentru că, de ce să slujești după modelul biblic? Pentru că cei ce slujesc bine, adică nu superficial, nu cei care nu slujesc deloc, pentru că cei ce slujesc bine, ca diacon, da, dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Iisus. Ce înseamnă asta? De ce să mai vin în slujire după tot ce mi-ai spus până acum, un tablou greu complicat? Pentru două lucruri spune Pavel aici. De ce să slujești? Pentru că slujirea creștină biblică asigură două lucruri. Recunoașterea slujitorului și recompensarea slujitorului. Le așezăm. Încă o dată citim ce zice Apostolul Pavel aici. Pentru că cei ce slujesc bine ca diacon dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Iisus. Adică, cel care slujește bine, spune Pavel, este recunoscut de ceilalți spunând, este un exemplu, este cineva care merită apreciat. Și vei zice, frate, dar nu slujesc pentru aprecierea altora, și așa e. Dar dă-mi voie să spun pentru ce ar trebui să slujești. Știți ce mă motivează cel mai mult în slujire? Câteva cuvinte pe care vreau să le aud. Bine, rob, bun și credincios. Bine, rob, bun și credincios. Știți ce înseamnă asta? Recunoaștere. Ai slujit bine. Vă întreb, când veți ajunge în veșnicie, dincolo de recunoașterea asta pământească de care face aici apel Apostolul Pavel, nu v-ați bucura să auziți din partea Tatălui Ceresc cuvintele astea? Primele cuvinte pe care vreau să le aud când ajung în veșnicie, îmi doresc astea. Bine, rob bun și credincios. Asta înseamnă recunoaștere. Și asta înseamnă că ți-ai pus viața pe altarul slujirii de dragul Lui, nu pentru tine. Nu ca tu să ieși în evidență, nu ca să-ți faci un cult al personalității, ci de dragul lui Hristos. Dragi frați și surori, când veți ajunge în veșnicie, nu va fi nimic mai drag decât să auziți cuvintele astea. Bine, rob bun și credincios.
S-ar plăcea când ajungi în veșnicie să auzi cuvintele dincolo de pleacă de la mine, că nici nu mă gândesc să le auzi. Rob, viclean și leneș. Leneș. Te înfioară așa ceva. Și Pavel vine și cei care slujesc bine sunt recunoscuți. Da, și pentru cei de aici de pe pământ. Și așa de mult sunt încântat de câțiva frați și surori din biserică și se vede de la o distanță, chiar ieri, nu o să dau numele, că n-aș vrea să facem reclamă la cineva. Un frate spune, uite ce s-a realizat în urma noastră și așa de mult m-am bucurat. Când sunt oameni care te poți baza pe ei în slujire și pun osul la treabă și muncesc, asta e o recunoaștere, o încântare. Dar mai mult să te recunoască Hristos, ce frumos e. Și ultimul lucru. Dar tot Apostolul Pavel spune aici, spune numai că dobândesc un loc de cinste, dar spune și dobândesc o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Iisus. Adică slujirea te recompensează. Vedeți, da, slujirea de multe ori este epuizantă, dar ce zice Pavel aici, slujești bine, primești mai mult elan, primești mai multă îndrăzneală să slujești, pentru că începi să vezi din roade, pentru că te bucuri de ceea ce Dumnezeu face prin tine. Fraților, cei care slujesc, inevitabil, au parte de ceea ce zice Scriptura, cine udă pe alții și el, la rândul lui, va fi și el udat. Cel care slujește în mod invariabil și el va fi binecuvântat de slujire. Încearcă dacă nu crezi asta. Du-te în sat, du-te într-un sat, spre exemplu. Sunt multe sate în jurul Sibiului care au nevoie de încurajare. Du-te într-un sat și începe să cânți. Sunt câțiva bătrânei acolo, poate. Și ai slujit, ai pus timpul la dispoziție, mașina la dispoziție, banii tăi, energia ta, te-ai pregătit acasă, te-ai rugat, te-ai dus acolo. Știi ce se întâmplă? Cine pleacă încurajat de acolo? Și tu și ei. Pentru că slujirea te recompensează pe tine. Și asta spune Pavel, îți dă o mai mare îndrăzneală să slujești cel care slujește bine. Slujirea are în esență bucuria aceasta, îndrăzneala care vine în urma unei slujiri bune. Dă-mi voie să închei cu două aplicații. Prima, roagă-te ca Dumnezeu să-ți arate locul slujirii. Vedeți? Nu vă gândiți la slujiri de predică întâi de toate. Pentru că da, cred că slujirea de la ambon trebuie să fie una specială, dedicată și nu oricând, oricum. Dar sunt slujiri mărunte sau mari. Sunt slujiri văzute sau nevăzute de ceilalți. Nu ocoli slujirile mărunte, nu ocoli slujirile invizibile. Pentru că Dumnezeu le va vedea și le vede în ziua judecății și le vede și acum. Așa că roagă-te, Doamne, unde vrea să mă implic? Și te-am voie să spun o întrebare. Ce faci pentru Dumnezeu în mod constant, nu de Paște, de Crăciun, când tot românul face slujiri? Ce faci pentru Dumnezeu în mod constant prin biserica lui astăzi? Care e slujirea ta? Care e slujirea ta? Băi, frate, n-am timp, nu pot, nu știu. Tăle la o parte. Roagă-te, Doamne, vreau să fiu implicat în slujirea ta. Că e o slujire văzută sau nevăzută, că e mare, că e mică, vreau, arată-mi eu. Și începe să vezi nevoile din jur. Și vezi cum Dumnezeu începe să spună pe inimă ceva. Și doi, alege slujirea. Nu este o chestiune de genul să nu vă așteptați ca Dumnezeu să vă scrie numele pe cer. Ovidiu, pe cer, Dumnezeu scrie, du-te și ajută la caserie. Nu vei vedea asta. Nu n-am găsit așa ceva. Nu vei vedea o trâmbiță a lui Dumnezeu să te strige, uite, fă cu tare lucru. Posibil ca Dumnezeu în suveranitatea lui să facă și așa ceva, eu n-am văzut. Și uite-te întâi de toate la nevoile din jur, vezi ce a pus Dumnezeu în tine și alege să o faci. Și apoi vezi cum Dumnezeu începe rând pe rând să clădească prin tine și în tine o slujire autentică.